Politicienii din cadrul coaliției minoritare pentru Moldova Europeană salută învestirea noului guvern și spun că parcursul european al Republicii Moldova trebuie continuat, iar executivul trebuie să înceapă în mod urgent aplicarea reformelor pentru a ieși din criza politică și economică în care s-a pomenit țara noastră. Personal consider că învestirea guvernului de astăzi este un lucru foarte important. După depunerea jurământului, guvernul începe să fie în deplină funcționalitate, ceea ce înseamnă că administrarea treburilor publice urmează să fie în măsura necesară. A fost o perioadă extrem de complicată, care a venit după alegerile parlamentare din 30 noiembrie. Multe lucruri sunt cunoscute, multe lucruri urmează încă a fi cunoscute, dar ele deja țin de domeniul analizei, de domeniul aprecierilor, inclusiv pot să spun și caracter istoric. Ceea ce este important la această etapă de timp, că am depășit această perioadă de incertitudine și urmează să muncim împreună ca să realizăm atât programul de activitate a Guvernului aprobat în Parlament, dar și continuarea, în mod special, acțiunilor care vizează parcursul nostru european, dar și reforme sectoriale. Noi salutăm votul de astăzi de către Parlament pentru nou guvern, în frunte cu premierul Kiril Gaburici. Am zis-o de mai multe ori de la această tribună, că îmi pare rău, foarte rău, că acest proces a fost de o durată foarte și foarte îndelungată și în ziua de astăzi eu am toată speranța că acest proces de instabilitate a fost curmat, am pus un punct pe ei. O acțiune deosebit de importantă și sub aspect politic și sub aspect economic și cel social, care vine să reia, dacă doriți, un proces de stabilitate în țara noastră, un proces arhi-important în condițiile unei profunde crize politice, economice și sociale în toată regiunea. Noi am investit cu încrederea noastră astăzi noul cabinet de miniștri. Îi vom acorda tot suportul, tot sprijinul politic pentru acțiunile care vor fi îndreptate pentru nevoile și grijile oamenilor, ieșirea din această situație de criză. Vom susține toate acțiunile care vor da rezultate pozitive pentru oameni și pentru țară. Concomitent, vreau să vă zic că vom fi și noi foarte exigenți, fiindcă votul de încredere înseamnă nu doar sprijin, dar și înseamnă a cere. A cere implementarea celor politici care sunt fixate în programul de guvernare la care am participat împreună cu colegii. Liberalii susțin însă că era clar din start că PLDM și PD au făcut o coaliție cu PCRM, fapt care a fost confirmat prin votarea guvernului Gaburici. Eu mă bucur că în sfârșit s-a realizat ceea ce vă spuneam noi liberale timp de două luni de zile, că din start PLDM și PD nu a dorit o alianță cu Partidul Liberal. Acest joc a fost făcut pentru a-l ajuta pe domnul Voronin să vină ca salvator, cu uitați-vă cum de-a treia lună fără guvern. Este clar că nu putea deodată în decembrie să facă alianță cu comuniștii, pentru că vă amintiți toate declarațiile domnului Voronin și în plan personal și politic despre foștii noștri colegi. Dar, cum să vă zic, nu ne bucură faptul că s-a realizat ceea ce v-am spus noi și cred că nu mai este un cetățean care își pune întrebarea sau cred în spusele foștilor colegi că noi, liberali, ne-am dorit această alianță. Astăzi s-a confirmat acest lucru, dar e trist că oricum această guvernare cu comuniștii nu este una tăcită și guvernul nu are în spate o majoritate parlamentară. Ceea ce demonstrează că votul în Parlament va fi cam același cum a fost și astăzi. Că noi două luni de zile ne-am putut să hotărâm care minister și cui revine, vă amintiți? Dar azi în jumătate de oră, în 5 minute s-a hotărât că domnul fost ministru a justiției, domnul Efrim, imediat a fost schimbat, înlocuit
cu domnul Grosu din nou la cerința domnului Voronin. Precizăm că pentru guvernul Gaburici au votat 60 de deputați liberal-democrați, democrați și comuniști. Liberalii și socialiștii nu au susținut acest executiv. Nu au votat pentru un cabinet de miniștri condus de omul de afaceri Kiril Gaburici, nici fostul prim-ministru Iurie Leancă și nici deputatul liberal-democrat Eugen Carpov.